doamnelor și domnilor, aici în sala de sport Romeo Iamandi. Să mai salutăm o dată cu Zeu. Bună seara și bine ați venit! Toate bune până acum, da? Trecem la următorul fight și în colțul albastru l-așteptăm pe Cezar Matei cu Zdugan. Colțul roșu vine acum Andrei Leuștean. Așadar, în colțul albastru avem un campion european de Muay Thai și multiplu campion național. Reprezintă K.O. Jim Bacău, antrenor Martare Dorinel. Un total de lupte susținute de 32, 18 victorii, 6 prin knockout și 12 înfrângeri. 1,80 m înălțime, 76,3 kg, vine din Roman Neamț, The Iron Maids, Cezar Matei Buzduca! În colțul roșu avem un campion mondial WAC K1 Amator 2015, campion european Muay Thai Amator 2015, bronz la campionatul de Muay Thai din Bangkok 2016 și 2017. Reprezintă Academia Cătălin Moroșanu. Un total de lupte susținute, 14, 11 victorii, 6 prin knockout, doar 3 înfrângeri, 1,78 m și 77 de kilograme pentru Andrei Leuștean! Arbitrul în ring, Ciprian Sora. Suntem la super mijlocie, cu mănuși albastre este Cezar Buzdugan din Roman, 34 de ani, al cărui nume de ring este Buzduganul de Fier. 18 victorii, 12 înfrângeri, 2 meciuri încheiate la egalitate, palmaresul lui Buzdugan. Campion european de Muay Thai, antrenat de Dorinel Mardare la Kyojin Bacău. Provine din Ashihara Karate, un sport promovat intens în ultimii ani în România de Nicu Dascălu. Brașoveanul Nicu Dascălu, care lupta și el în primele gale local combat în primul deceniu al anilor 2000. În 2016 Dascălu a organizat un campionat mondial de Ashihara Karate la Brașov. Buzdugan este macaragiu de meserie și un mare fan al lui Buakaw Pramukh, un celebru luptător tailandez, Thai Box.
pierdut ultimul meci disputat la DFS în fața lui Ostrovanu, knockout tehnic în prima repriză. Buzdugan așadar cu mănuși albastre. Leuștean vine la rândul său din Thai Box. Vine după o mare absență, cam mai mult de 2 ani, dacă nu 3, de absență din ring pentru Andrei Leuștean. 11 victorii cu 3 înfrângeri, palmaresul lui Leuștean. Gardă normală pentru ambii luptători pe începutul meciului. Leuștean are o susținere foarte puternică aici în sala sporturilor Romeo Iamandi din Buzău. Încearcă să-l înghesuie Buzdugan, să-i taie direcția de deplasare. Vine cu lovituri medii de picior, care însă nu prea și ating ținta. Da, se mișcă bine Leuștean. Deocamdată amândoi stau bine din punct de vedere fizic. N-au fost nici niște ce lovituri care să-i înmoaie, să le ia din gaz, din energie. Bun. Lovituri de braț și acțiunea se încheie cu high kick. Lovitură din întoarcere cu reversul pumnului. Spinning back fist. Da, Buzdugan are niște probleme, n-a jeglat tirul, au fost foarte multe lovituri în aer expediate de Buzdugan. Încearcă să-l înghesuie acolo Leuștean, luptă din distanță scurtă, pleacă de acolo Buzdugan. O directă de dreapta lui Leuștean și Buzdugan este numărat de Ciprian Sora. A fost o lovitură care a venit cu o secundă, două înainte de gong. În momentul în care Buzdugan s-a muiat, atunci a venit și gongul. Cu această lovitură pe finalul primei reprize, Leuștean își adjudecă repriza. Iată ce spuneam, lovitura lui Buzdugan, multe dintre ele se duc pe lângă țintă. Antrenorii apară. Șterge-l puțin, șterge-l. Este șterge. Arbitru. Arbitru, arbitru, timpul. Rundul 2, lupta. Și asta a fost lovitura de final. Start acum în runda a doua. Buzdugan are de recuperat numărătoarea pe care a suportat-o la finalul rundei precedente, însă se deschide foarte mult și dă posibilitatea lui Leuștean să vină cu lovituri. Atacă pe brațe Leuștean. Deocamdată Leuștean nu pare deloc afectat de loviturile adversarului. Cu capul sus, joc de picioare bun, mișcare bună în partea lui Leuștean. Un uppercut de dreapta. Impresia mea este că Leuștean e mai puternic pe lovituri decât adversarul său. Chiar și când dăm blocaj, Buzdugan pare a avea probleme, a resimțit lovitura. Thank you.
Sora consideră că Buzdugan s-a dezechilibrat, n-a căzut din lovitură. Și atunci nu-l numără. Mă, normal, dacă pui genunchiul jos sau brațul pe sol, vine numărătoarea. A schimbat garda. Leuștean luptă în gardă inversă. Revine în gardă normal acum. Lovește la corp. Roșeu larg de dreapta. Pe contră a răspuns cu lovitură de picior Buzdugan. Midkick puternic al lui Buzdugan. Leuștean e în regulă. Transpirația curge în valuri pe ei. Asta se întâmplă aici, indiferent de categorie. Foarte cald în sală, e o etuvă, practic. Leuștean iarăși în gardă inversă, reușește un low kick pe interior, al doilea. Atacă iarăși pe finalul de rundă, serie bună. Buzdugan pare mai obosit decât el. Stop! Startă în ruda a treia. După mine, în acest moment, Leuștean se află în avantaj. Cardă normală pentru amândoi pe debutul reprizei a treia. Buzdugan caută să scurteze distanța, să trece peste Leuștean. Acesta însă se mișcă și iată-l acum trecând la acțiune. Contrează Leuștean. High kick pe care îl duce Buzdugan. Două lupturi de braț ratate de Leuștean. Un genunchi care intră foarte bine lui Leuștean. Leuștean domină meciul, domină lupta, cel puțin în aceste momente. Bună lovitura de genunchi, e mai activ, are volum mai mare de lovituri. Ajunge la țintă mai des și mai rapid. Meciul curge în favoarea lui Andrei Leuștean. Bun, spinning backfist pe care îl încasează. Buzdugan îl duce însă pe picioare, pus prea moale totuși lovitura. Lovitorile astea sunt pe cât de spectaculoase, pe atât de periculoase. Pentru că dacă nu te repliezi imediat după ce ai executat lovitura, riști un knockout. Foarte bună seria lui Leuștean. Capul sus, nu mai trage în jos, lupta! Dacă e mai intrat și asta,
Are susținători, se simte dator față de ei să arate ce poate. Foarte bine a lucrat cu genunchii Leuștean, i-au intrat destule lovituri de genunchi. Da, Leuștean se plimbă efectiv prin ring, reușind să eschiveze, să evite loviturile lui Buzdugan. Iarăși încearcă să lovească cu piciorul. A fost o roată rusească pe care a încercat-o Leuștean. Eu zic că e o victorie la puncte, decizie în unanimitate pentru Andrei Leuștean. Premiul pentru învingător, prezentat din partea Monster Energy de Elena Domulescu. Doamnelor și domnilor, decizie unanimă, avem un învingător în colțul roșu, Andrei Leuștean! Da, m-a anticipat corect, Andrei Leuștean primește decizia în unanimitate. Învingător așadar în meciul 3 al galei Dynamite Fighting Show 15 de la Buzău, în fața lui Cezar Buzdugan. Și fără knockdown-ul acela, din prima repriză, eu zic că Leuștean primea detașat cu victoria. După mine a câștigat toate cele 3 reprize. Moroșanul